Primul imn al Marșului pentru Viață a fost înregistrat și lansat de curând în interpretarea Ioanei Picoș Făgădaru. Versurile au fost compuse de Vlad Constantin din dorința de a încuraja toate femeile care trec prin situații dificile și au nevoie de speranță și curaj. Nu sunt singure, acesta este mesajul pe care se bazează imnul intitulat O lume pentru viață. Imnul pentru viață a strâns deja mii de aprecieri și vizualizări în mediul online. Melodia s-a auzit pentru prima dată în orașele din România și Republica Moldova la Marșul pentru Viață de anul acesta. Se numește O lume pentru viață și conține toate temele promovate la edițiile anuale ale Marșului. Clipul conține imagini de la evenimentele organizate până acum și citate ale vedetelor și personalităților care susțin viața. Melodia este interpretată de cea care este și purtător de cuvânt al Marșului pentru Viață, Ioana Picoș Făgădaru. Am gândit, e nevoie de un marș. Ok, am făcut marș. Dar e nevoie și de un imn al marșului. Și au trecut ani și am rămas doar la nevoie, din păcate. Și anul acesta așa, am simțit așa o îmbărbătare, dacă vrei, și mi-am propus să încerc. Și am spus, Doamne, dacă e de la Dumnezeu să se întâmple, să fie, atunci se vor lega lucrurile și până la urmă, așa pe repede înainte, vom trage tare și va fi un marș pentru viață cu un imn al Marșului pentru Viață. Dumnezeu a aranjat lucrurile și a ieșit totul chiar la limită. Exact în seara de dinaintea marșului am avut melodie gata cu videoclip, cu absolut tot. Actrița și-a dorit să transmită viitoarelor mame care întâmpină dificultăți că nu sunt singure, că există mereu cineva care să le fie alături. Prin acest imn ea vrea să încurajeze adopțiile și să atragă atenția asupra efectelor pe care le are discriminarea copiilor cu sindrom Down sau a celor cu nevoi speciale. Sunt mesaje pe care le transmite cu toată convingerea, pentru că acum este și mamă. Am vrut să se înțeleagă foarte clar că femeile își doresc să fie mame. Am vrut să facem foarte clar diferențierea asta între a opta spre un avort pentru că vreau sau a opta pentru un avort pentru că nu am încotro. În momentul în care nu ai încotro, nu prea poți să spui că este o opțiune, ci este ceva obligatoriu. Noi prin marșul ăsta și totodată prin imn, pentru că le-am corelat, O lume pentru viață, am spus, noi suntem aici pentru voi. Vreau ca femeile astea să știe. Să știe că sunt mulți oameni care se gândesc la ele, ne dorim să ajutăm, ne dorim să știe că nu sunt singure. Asta e cel mai important, nu sunteți singure. Și pentru ceilalți care ascultă melodia, am vrut să înțeleagă că, într-adevăr, și asta acum pot să spun prin prisma experienței personale, pentru că sunt și eu mamă, nu se compară cu nimic. Când ești femeie, a fi și mamă, este ca o încununare a feminității. Poate bărbații conduc lumea, dar femeile nasc lumea. Pentru videoclipul imnului, Ioana Picoș Făgădaru își dorește să creeze un scenariu bun și vrea să realizeze colaborări și cu alți cântăreți. Cu siguranță vrem să facem un videoclip, dar timpul a fost foarte scurt și am vrut să facem ceva gândit foarte bine, un scenariu bun, un regizor care să înțeleagă foarte bine mesajul ăsta. Ne gândim și la colaborări, cu siguranță, da? Deocamdată am făcut videoclipul ăsta mai mult din slide-uri, pentru că am spus, uite, este un moment bun să aducem din nou în prezent și marșurile trecute. Sunt slide-uri, sunt fotografii care sunt și din anii trecuți, cumva și ca o încununare a tuturor marșurilor din România și a temelor de dinainte și am folosit așa de la ce s-a pornit și la ce a ajuns acum, la mii de oameni ieșind la Marșul pentru Viață, nu numai în București, ci în toată țara și în Republica Moldova, pentru că am folosit imagini și din Republica Moldova. Caut răspuns într-o lume rea. Nu știu cum pot să-mi spun nu, când în el ești și tu. Cât de departe îți e sufletul. Noi în melodia asta am vrut să spunem foarte clar, sunt o femeie puternică și sunt puternică prin prisma faptului că sunt mamă sau vreau să fiu mamă. Și dacă nu-mi ești alături,
te las în urmă și îmi văd de viața mea și de copilul meu. Pentru că sunt femei puternice care aleg în momentul în care soțul sau partenerul spune dacă păstrezi copilul ăsta, te părăsesc, ele spun ok, înseamnă că atunci tu de fapt nu mă iubești și atunci îl aleg pe acela care mă iubește. Iar acela care mă va iubi necondiționat este copilul meu, care indiferent cum voi fi, cu bani mulți, puțin, mai ciufulit într-o zi sau mai aranjat într-o zi, cu 5 kg în plus sau minus, copilul acesta mă va vedea întotdeauna perfectă, mă va iubi infinit pentru că sunt mama lui. Iar dacă tu mă lași la greu, înseamnă că de fapt nu mă iubești, așa că te las în urma mea. Asta și spun și versurile. Și practic se încheie cu vreau să fiu mamă. Să fiu mamă.